Săptămânal, săptămânal. Că aici au murit foarte mulți oameni. E săptămânal care se întâmplă accidente. Problema? Problema este că nu este niciun semn, niciun semn, nimic. Nici stop, nici... Care cunoaștem zona, știm. Dar uitați. Uitați ce se întâmplă. Nu se vede stopul din cauza pomilor. În partea asta, câteodată este căzut. Nu sunt accidente. Da, foarte des, foarte des. Uitați-vă în sat, dacă e vreo un stop sau ceva. S-a făcut, s-a murit anul ăsta în Sirba Bara aici. De ce? Nu se face nimic. De ce se întâmplă? Uitați-vă, unde e stopul? La 5 metri de intersecție? Ce să faci? Am văzut în bucătărie. Buf. Ce se poate să faci? Ce să faci? Am văzut praful ăsta, ce să faci? Camionul cu varne stins a răsturnat în afara părții carosabile după impact, iar autoturismul a fost aruncat între peretele unui bar și un stâlp de înaltă tensiune. A fost nevoie de un echipaj de la descarcerare pentru a-i scoate pe ocupanți, dar femeia de 36 de ani și fiul ei de 8 ani erau deja fără suflare. Am intervenit cu două mașini cu apă și spumă, o descarcerare ușoară, o descarcerare grea, pentru deblocarea unor persoane încarcerate pe raza localității Brătășanca. Au fost încarcerate un minor și mama acestuia. Am intervenit la un accident rutier cu patru persoane implicate, o femeie de aproximativ 30 de ani găsită decedată, un copil de aproximativ 10 ani de sex masculin în SCR, iresuscitabil, s-a declarat decesul. Primele date indică faptul că șoferul autoturismului în care se aflau femeia și fiul ei domiciliați în București a intrat de pe drumul județean în intersecție spre șoseaua națională, fără să se asigure. A urmat impactul cu camionul încărcat cu 20 de tone de varne stins, care se deplasa regulamentar. La acest moment efectuăm cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte de producere accidentului rutier. Polițiștii spun că în intersecție sunt semne de circulație, iar șoferul autoturismului trebuia să acorde prioritate camionului care se deplasa regulamentar. Șoferul vinovat a decedat pe masa de operație, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva. Conducătorul camionului a fost internat și el la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.